Vă salut, dragii mei! Iată întrebarea de astăzi: ce reguli aplicăm în bucătăria de acasă pentru a găti în siguranță pentru cei dragi? În primul rând, chiar înainte de a intra în bucătărie, consumatorul trebuie să se asigure de calitatea produselor pe care le cumpără, să fie achiziționată de la producători de încredere și din locuri avizate. Să verifice eticheta produsului și să fie atent la termenele de valabilitate, la aspectul general, la culoare și miros. În cazul unor alimente precum carnea, care prezintă un risc de contaminare mai mare, ar trebui ca atenția și grija să fie sporite. Carnea crudă, în special carnea de pui, ar trebui păstrată în frigider la o temperatură de 1-4 grade Celsius. Iar atunci când este congelată, în cazul în care nu vine deja ambalată într-o caserolă, carnea trebuie să fie protejată cu folie alimentară, pe care inscripționăm data la care a fost depozitată în congelator. Acest lucru ne ajută să ținem o evidență a produselor care se apropie de data de expirare, sfatul fiind ca acelea să fie folosite mai întâi, Atât din rațiuni legate de sănătate, cât și pentru a preveni risipa alimentară. Atunci când vrem să decongelăm carnea, în special carnea de pui, plasăm produsul într-o tavă sau pe un suport care permite acumularea lichidului rezultat în urma decongelării, și îl lăsăm la decongelat în frigider, până când gheața a dispărut. În funcție de dimensiunea produsului, acest proces poate dura între 12 și 24 de ore. În timpul gătirii propriu-zise alimentelor, dincolo de igiena personală care este esențială, spălatul mâinilor înainte de a intra în bucătărie, iar cel sau cea care gătește ar trebui să se asigure de curățenia spațiului de lucru. Tot pentru evitarea contaminării, se recomandă să se utilizeze suprafețe de lucru diferite pentru carne pește, legume sau produse lactate. În industria alimentară se obișnuiește ca tocătoarele să aibă culori diferite, ca niște coduri care înlesnesc această procedură. În bucătăria de acasă nu întotdeauna acest lucru este posibil, dar chiar dacă nu folosim tocătoare de culori diferite, ar trebui măcar să ne asigurăm că ele sunt întotdeauna curățate înainte și după utilizare. Mai ales atunci când urmează să gătim cu carne crudă. Sper că aceste sfaturi și recomandări să vă fie de folos în bucătărie, iar voi și familiile voastre să vă bucurați de preparatele pe care le gătiți în deplină siguranță. Pe curând!